Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Matei și Ioan citire. Marie ție, Doamne, Marie ție. Să luăm aminte, zisa Domnul, vedeți, să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mici, că zic vouă că îngerilor în ceruri pururea văd fața Tatălui meu, care este în ceruri, că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare dacă un om ar avea 100 de oi și una din ele s-ar rătăci? Nu va lăsa oare munți pe cele 99 și ducându-se, va căuta oaia rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească, adevărat zic vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel nu este voia înaintea Tatălui vostru cel din ceruri ca să piară vreunul dintre aceștia mici. Dacă îți va greși fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur, și dacă te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar dacă nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura noi sau trei martori, să se statornicească tot cuvântul. Iar dacă nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii. Iar dacă nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ca un băgăr și vameș. Adevărat vreți vouă, oricât te veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Și oricât te veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și cer. Iarăși este vouă, că dacă dintre voi doi se vor lui pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu, care este ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Zisa Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu, l-ați fi cunoscut. Dar de acum îl cunoașteți pe El și l-ați și văzut. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl este întru mine. Iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat, zic vouă, ce
cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Orice veți cere în numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl într-un Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și al Mântuitor vă va da vouă, ca să fie cu voi în viață. Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște, voi să-l cunoașteți pentru că rămâne la voi și în voi va fi. Nu vă voi lăsa pe voi orfani, voi veni la voi încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea pentru că eu sunt viu și voi veți fi în ziua aceea. Veți cunoaște că eu sunt Tatăl meu și voi într-un mine și eu într-un voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Dar Mântuitorul, Duhul adevărului, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța. Vă va aduce aminte de toate ce v-am spus eu.